De afaceri cu care am discutat au fost încântați de idee, nu o să folosesc nume, pentru că împreună trebuie să creăm politici publice bune și dacă mă gândesc, știu eu, iau de la, mi-a venit acum în cap, de la Victor Ponta, de la acel cod fiscal care spunea unii că este cel mai liberal cod fiscal care a fost dat vreodată din guvernul României. Dacă mă duc la măsurile pe care le-am făcut în primul guvern de care am avut onoarea să fac parte, Startup Nation, dacă mă gândesc, spunea Lucian, de agricultură, de Investalim, nu? Măsurile pentru cei care își doresc procesarea alimentelor aici la noi în țară. Dacă vorbesc de măsurile de sprijin pentru fermieri sau de schemele de ajutor de stat pentru mediul de afaceri, iată că noi, PSD, avem ce să punem pe masa dialogului cu mediul de afaceri pentru a crea împreună politici publice necesare pentru mediul de afaceri, pentru a avea locuri de muncă bine plătite și pentru a crea acea clasă de mijloc în care noi credem PSD foarte mult. Concluzionez adresându-mă în special alegerilor aleșilor locale. Să ne răspundem la întrebarea ce fel de Românie ne dorim să avem pentru cei care ne-au votat recent. O Românie a haosului sau o Românie stabilă cu PSD în guvernare, o Românie care să aducă prosperitate și o Românie care să meargă înainte și în proiectul european, dar și în dezvoltarea țării noastre în folosul cetățenilor noștri. Trebuie să ne răspundem nouă, avem datoria față de alegătorii noștri să luptăm cu toate eforturile disperate. Și spun disperate pentru că știți foarte bine că în campania electorală, și cu asta închei, în campania electorală am avut parte și de jigniri, a tăcut doamna președintă și bine a făcut, am avut parte și de agitatori pe la întâlnirile pe care le-am avut prin localități din partea PNL, care au fost trimis să ne agite, să ne provoace, poate facem un scandal și scot vreun material să-l promoveze. Nu au avut șansa, pentru că noi suntem civilizați și noi nu am trimis niciodată la niciun partid agitator și nu o vom face niciodată, pentru că noi suntem civilizați și știm să concurăm într-un mod civilizat. Cu toate aceste eforturi și cu sumele uriașe de bani aruncate în campanie, cu această mică dezamăgire a noastră, sau mare, suntem cea mai puternică forță politică din județ. Trebuie să rămânem cea mai puternică forță politică de județ, să arătăm că ce s-a întâmplat a fost un accident și să câștigăm alegerile prezidențiale și parlamentare și, așa cum au spus mulți din vorbitorii noștri dinainte, aleși locali, să ajungem în ierarhia națională, acolo unde ne este locul, pentru binele și pentru dezvoltarea județului nostru. Vă doresc multă sănătate, îl plagiez pe domnul Alexandrescu, vă îmbrățișez și eu, vă doresc toate bune, să avem o conferință frumoasă în continuare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și mulțumesc și presei pentru prezență.